Bine ne-am regăsit! Florin Pescaru Nebun vă salută! Astăzi vă propun să facem puțin atelier. Să ne facem singuri tuburile Antitangle pentru pescuitul, pentru feeder sau pentru orice ne folosește nouă aceste accesorii. Pentru acesta avem nevoie de o unghiere sau de un cleștișor. Un tub termocontractabil, dacă găsiți negru este mai bine, dacă nu orice altă culoare, că nu vă deranjează cu absolut nimic. Coșulețele pe care le alegem în funcție de pescuitul pe care urmăm să îl efectuăm. Se pot adăuga și plumbi, se pot adăuga, după cum știți, coșulețele sunt legate cu vârtej și cu carabină, deci sunt interschimbabile. Ce trebuie să avem grijă? Trebuie să alegem tuburile de la magazinele de profil pe diametru vârtejurilor, cât mai apropiate de diametru vârtejurilor. Ia să vedem cum facem. În prealabil tăiem tuburile la lungimea cu care noi suntem obișnuiți să pescuim. Pentru feeder, pentru un pescuit normal, la senzor sau la bambină, nu contează. Deci ne alegem fiecare mărimea. Pentru aceasta, în prealabil, am luat o banală lumânare. Ce facem? Încălzim tubul. Nu foarte mult, deci nu necesită foarte mult, până când el își schimbă puțin elasticitatea. Și îl ținem în poziția în care ne convine nouă, la unghiul la care noi știm că putem să avem cele mai bune capturi sau suntem obișnuiți cu acesta. Bun, după ce s-a răcit, după cum vedeți, a luat deja forma. Putem să-l închidem mai mult sau mai puțin. Trebuie să ne asigurăm că prin îndoirea acestui tub la căldură nu am pur și simplu obturat canalul. Pentru aceasta ce facem? Suflăm. Perfect. Ca să nu avem surpriza de a pierde coșulețul de pe tubul Antitangle sau a se deplasa pe fir, luăm acest tub termocontractabil, tăiem două bucățele de câțiva milimetri. Trebuie specificat că tubul Antitangle trebuie să fie cât de cât apropiat în diametru cu tubul termocontractabil. Pur și simplu, băgăm pe o parte și pe alta a tubului, în stânga și în dreapta coșulețului, și cu un pistol cu aer cald este indicat, dacă nu cu aceeași banală lumânare, dar pistolul cu aer cald este mult mai bun, deoarece nu topește tubul în același timp cu tubul termocontractabil. Ia să vedem. Bun. Iată-l. Nu mai pleacă, rămâne cum trebuie, face același lucru cu, eu știu, nici 50 de bani, puțin mai puțin de 50 de bani costă tot ceea ce am folosit aici. Ținând cont că un tub Antitangle în ziua de azi este și 2-3 lei, face socoteala că la câteva zeci de tuburi pierdute pe an, economia, eu zic că contează pentru un pescar care își câștigă cu greu bani. Vă mulțumesc, vă invit în continuare pe canalul meu de YouTube, Florin Pescaru Nebun. La revedere!